Bacalaureatul a fost împărțit în două sesiuni. Ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, a aprobat printr-un ordin calendarul examenului național de bacalaureat 2018. Prima sesiune a acestui examen urmând să înceapă în 12 februarie 2018 cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A. Potrivit calendarului examenului de bacalaureat 2018 publicat de minister, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă se va desfășura în perioada 14-15 februarie, iar în datele de 16, 19 și 20 februarie este programată evaluarea competențelor digitale, proba D, în timp ce evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, va avea loc în perioada 21-22 februarie 2018. Probele scrise ale examenului național de bacalaureat încep în data de 25 iunie 2018 și se vor încheia în 28 iunie. Conform calendarului, afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 4 iulie 2018, în aceeași zi fiind prevăzută și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12-16, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 9 iulie. De precizat este că înscrierile pe pentru susținerea examenului de bacalaureat în prima sesiune se fac în săptămâna 29 ianuarie 2 februarie 2018. Pentru cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2018, înscrierea candidaților este prevăzută pentru perioada 10-13 iulie 2018. Pe 20 august este prevăzută prima probă scrisă la limba și literatura română.